În total, 112 arbitri vor participa la un workshop pregătitor pentru Euro 2016 între 18 și 21 aprilie, lângă Paris. Echipele de arbitri se vor pregăti împreună, vor da probe fizice și vor revedea aplicarea instrucțiunilor tehnice pentru competiție cu acest prilej, iar 94 dintre aceștia vor reveni pe 6 iunie în Franța. Brigada formată din Ovidiu Hațegan, Sebastian Gheorghe și Octavian Șovre a arbitrat în acest sezon 3 meciuri în grupele Champions League, Dinamo Zagreb Arsenal, Shakhtyor Donetsk Malmo și Benfica Atletico Madrid. Săptămâna trecută, cei trei au fost delegați la meciul dintre Tottenham și Fiorentina din cadrul manșei secunde a 16.000-lor de finală din Europa League. Sebastian Gheorghe, care pe 7 martie va împlini 40 de ani, a început arbitrajul în timpul liceului la îndemnul tatălui său, Constantin Gheorghe, și a debutat în Liga 1 în noiembrie 2006 la un meci între Gloria Bistrița și Sportul Studențesc. Actualul președinte al Comisiei Județene Arbitrilor Suceava este asistent FIFA din anul 2009.